salutare și bine ați revenit! Sunt la poligonul AGVPS Galați, iar în acest material video am să-ți prezint pe scurt pozițiile de tragere cu Kalashnikov-ul. De principiu, pentru că noi românii suntem obișnuiți cu PM-ul, da? Pistol mitralier, în fine. Kalashnikov-ul, fraților, pentru că și PM-ul, și VUM-ul, și SKR-ul, și Zastava, toate sunt pe platformă de AK-47, da? Kalashnikov. Deci, hai să începem. Poziția din picioare, ele variază, vă dați seama că sunt o multitudine de poziții de tragere. Gândiți-vă, numai cele statice sunt pe puțin trei importante: în picioare, în genunchi și culcat. După care ai ghemuit, ai rostor, ai culcat pe o parte, pe stânga, pe dreapta, întins pe spate, în fund. Sunt o mulțime, din mașină, când ești în stânga, când ești în stânga, când ești în dreapta, când ești pe bancheta din spate, când ești într-o camionetă pick-up, când ești pe mașină, când tragi de sub mașină, din dreptul roților. O grămadă, dar vă prezint patru poziții importante de reținut pentru voi din punctul meu de vedere. Prima poziție, poziția de tragere din picioare, da? Trăgătorul este în poziție verticală, picioarele sunt depărtate un pic mai mult decât nivelul umerilor, să îndrept camera să le și vedeți, da? Deci dacă la pistol stăm așa cu picioarele paralele și genunchii ușor flexați, în cazul tragerii cu Kalashnikov sau cu carabina, da, semiautomată, picioarele sunt depărtate mai mult, un pic mai mult decât nivelul, decât lățimea umerilor și nu ținem unul în spatele celuilalt, pentru că nu ne depasăm, tragem de pe loc. Piciorul, vorbesc pentru dreptaș, pentru stânga se aplică regula inversă, da? Deci, în cazul, uite, mă dau mai așa. În cazul în care suntem dreptaș, piciorul drept este, îl dăm din poziția asta, îl dăm lateral spate, dar centrul de greutate, nu stau sprijinit cu centrul de greutate nici pe piciorul din față, dar nici pe ăla din spate, undeva la mijloc, da? Aici, genunchii la fel ca la pistol, ușor flexați și acum, pentru că n-am făcut rost de cameraman care să mă ajute cu filmările, o să încerc să mă descurc singurel. Așadar, am rezolvat-o cu picioarele, da? Poziția corpului, la fel ca la pistol, ținem, înaintăm un pic mai mult corpul și tragem de cur înapoi, pentru că această carabină are un recul mult mai puternic decât în cazul pistolului. Punem, sprijinim patul armei foarte bine în umăr și aici o să fac un material separat, pentru că unii zic, domne, număr în piept, în pectoral, în claviculă, în deltoid, în biceps. Aici fiecare cum se descurcă mai bine, dar voi vorbi separat despre asta într-un material video viitor. Așadar, poziția picioarelor am stabilit-o, proptim patul armei foarte bine în număr, nici prea jos, da, dar nici prea sus, pentru că la un moment dat de la recul și pentru faptul că tragem arma spre mine, s-ar putea să ne scape, da? Undeva la jumătate. Și acum dacă vă întrebați, domnule, unde? Acolo unde te simți tu mai bine, că îl proptești în umăr, că îl proptești în piept, în pectoral, că îl proptești în biceps. Da, dai mai aici. Domnule, așa te simți tu bine, acolo tragi. Din punctul meu de vedere, eu trag de fiare, merg și la sală, îl proptesc undeva în zona, în marginea pectoralului, aici, aproape de îmbinarea pectoralului cu umăr. Bun, am proptit patul foarte bine în umăr. Mâna dreaptă este pe mânerul pistol al armei, nu dezasigurăm deocamdată, da, nu tragem. Mâna stângă, mâna de suport sau mâna secundară, da, va veni și va prinde acest grip, gripul din față, de sub tubul de gaze. Nu este o armă foarte lungă, să zici că faci priza aia ca la Kalashnikov, cu atât mai mult dacă ești, cu atât mai puțin dacă ești o persoană foarte înaltă, cum sunt eu. Am 1,86 m și brațele mele sunt foarte lungi. Ia uitați-vă, am extins patul ăsta cât s-a putut de mult. Cred că s-ar putea modifica, s-ar putea să-i pun un pat mai lung ca să-mi vină mie mult mai bine să pot trage, știi, să țin mâna aici. Bun, mâna de sprijin, cum v-am spus, în cazul acestui SKR, vine și o poziționăm aici în partea de jos, da? Pe suportul special confecționat în acest sens și apliniem, ducem ochii, ducem privirea, coborăm privirea și aliniem aparatele de ochire. Acum, eu trag cu un Red Dot, un Red Dot marca Vector Optics, Maverick generația a doua, are doar punct roșu, mie vine mult mai ușor, dar voi, cei care trageți, eu știu, fără un Red Dot, va trebui să aliniați aparatele de ochire mecanice, adică înălțătorul, da, și cu cuiu cătării, cătarea față cu cătarea spate, e simplu ca la pistol. Bun,
indiferent de situație, da, am aliniat ochii, ținem ambii ochi deschiși. Acum, în ce privește dezasigurarea și armarea introciurea cartușului pe țeavă, am obosit un pic că mai devreme am făcut la antrenament. Bun, în ce privește armarea Kalashnikovului, am văzut foarte multe variații în care unii spuneau că, domne, e mai bine pentru care există pe partea dreaptă mânerul port-închizătorului, vii cu mâna, iei mâna de pe mânerul pistol, da, și tragi de mânerul port-închizător. Alții preferă și folosesc varianta tactică, știi? Mult mai rapidă, fie pe deasupra, fie pe dedesubt. Pentru dedesubt va trebui să înclin un pic pentru confort, știi? Și rapiditate. Va trebui să înclin arma un pic în dreapta, da? Dacă armezi pe deasupra, o înclin în partea stângă. Bum, bum, și ai armat. Bun. În ce privește armarea? În ce privește dezasigurarea, la mine SKR-ul de la Nova Modu are această talpă, să-i spun așa, pentru dezasigurat cu degetul arătător de la mâna cu care apăs trăgaciul, la mâna principală, da, cea care stă pe mânerul pistol, așa că mie vine mult mai ușor. Dar, la fel și în acest caz există mai multe variante. Poți arma, dacă nu ajungi cu degetul arătător, cu, da, nu mai ții degetul pe trăgaci sau nu mai ții aproape de trăgaci, da, ca să poți asigura foc rapid, ci pur și simplu îndrepți cu degetul mijlociu sau care ți este mai lung și apeși pe talpa normală a pârghiei de, a selectorului de foc, da, pentru dezasigurare. Bun, dezasigur, armez și acum, în momentul în care vreau să trag, poziție ușor agresivă, adică, repet, nu stau ca la pistol așa, bum, picioarele cum v-am explicat, cum v-am arătat, și mă înclin un pic mai mult către înainte, da, de data asta, și trăgând simultan fundul un pic înapoi. Și am asigurat. Bun. Asta este poziția de tragere în mare explicată din picioare. Hai să trecem la poziția de tragere din genunchi. Poziția de tragere din genunchi. Pui un genunchi jos, indiferent care, stângul sau dreptul, în funcție de cum te simți tu confortabil. Da? Este aproape irelevant. Și pe lângă confort, trebuie să-ți asigure și rezultatul scontat. Pentru că dacă scopul tău este să lovești doar ținta, chiar nu contează cum stai. Dar, în mare, prezentarea poziției de tragere din genunchi. Da? Genunchi înalt sau genunchi jos. Genunchi înalt. Nu ating cu fundul călcâiul piciorului de jos. Genunchi lăsat, genunchi jos, da? Ating cu fundul călcâiul. Știu că o să-mi sară unii în cap, domnule, că n-ai folosit terminologia corectă. Mie este indiferent. Explic pentru masa de oameni. Da? Bun. Dacă n-am folosit termenii corecți, înseamnă că nu știu să trag. Răspundeți singur la întrebare și vă dați seama dacă am greșit sau nu într-adevăr. Revenim la oile noastre. Deci, poziția de tragere din genunchi. Ei bine, acum avem centru de greutate coborât și avem un picior pe sol și un genunchi pe sol. Nu mai avem ambele picioare, da? Tălpile ambelor picioare și doar talpa unui singur picior cu genunchiul. Ei bine, și suntem un pic dezechilibrați. Ca să compensăm cumva acest dezechilibru, multă lume are tendința, atunci când se pune să tragă din genunchi, are tendința pur și simplu să apropie foarte mult picioarele, știi? Și atunci desenează aproape o linie. Ei bine, nu e o poziție foarte bună de echilibru. În această situație, ca să echilibrăm, ne lăbărțăm un pic, știi? Tragem piciorul ăsta de pe sol, în exterior. Bun. Și acum avem o poziție cât de cât echilibrată. Nu foarte mult să faci pagatul, că nu mai respect poziția din genunchi. Bun. Și aplicăm aceleași principii. Ca la tragerea din picioare. Am deja cartuși pe țeavă, nu mai armez, doar voi dezasigura și voi trage, da? Un pic a plecat către înainte. Bun. Asta este poziția de tragere din genunchi. Acum, poziția de tragere din culcat. Hop. O să retragere din culcat, dragii mei. Acum, aici există la fel foarte multe dezbateri și există două grupuri. Știi, oamenii s-au împărțit în două. Bă, poziția corpului trebuie să, împreună cu arma trebuie să deseneze aceeași linie, da? Să fie în linie, sau poziția armei să fie oarecum strâmbă față de corp. Adică ori așa, ori așa, aici e arma și corpul tău să vină oarecum așa, știi? Pe diagonală, invers. Iarăși, din punctul meu de vedere, este irelevant.
pentru că ține doar de cum te-ai obișnuit tu, cum s-a obișnuit trăgătorul, cum îi este trăgătorului mai bine, cum se simte el confortabil. Dacă și dacă reușește să își urmărească scopul, da? Pentru care trage. Bun, vom ține arma cu mâna de sprijin. Aici este irelevantă poziția. Eu am descoperit o chestie mișto și un pont pe care vi-l ofer gratis, și anume, pentru poziția de tragere din culcat, dacă vom ține mâna de sprijin, nu vom ține de mânerul de sub tubul de gaze, ci vom ține de încărcător, dacă tragem de precizie, putem înălțăm un pic mai mult arma, știi? Ia uite. Uite, vezi? Aici țin mâna pe mânerul suport, da? Și dacă duc mâna la încărcător, deja am ridicat arma și voi lovi. Pot să văd și mai bine. Gândiți-vă că eu am red dot, încă o dată spun. Voi când veți trage mai mult, ca sigur, nu veți avea red dot. Veți trage cu aparatele mecanice de ochire și va fi un pic mai greu. Imaginați-vă ce dificil este să iei linia de ochire cu aparate mecanice ținând mâna aici. Și trebuie să cupori foarte mult privirea. Bun. Și atenție, coatele, da, vă oferă elevație. Folosiți-vă de coate ca să ridicați arma. Da? Bun. Și dezasigur și execut 3 focuri. Și am terminat. Hai să-l dau și pe ultimul. Bun. Ăla a fost al 10-lea. Astea au fost cele mai importante 3 poziții de tragere cu Kalashnikov, cu o carabină semiautomată. Hai să vă arăt și pe aia culcat pe spate cum se face. Nu este recomandată începătorilor, da? Este recomandată doar persoanelor avansate, care au nivel avansat de pregătire în folosirea armelor de foc, da? Dacă veniți aici la poligonul AJVPS Galați, veți veni la seminarii, o să învățați lucrurile astea. Dacă veniți să trageți doar de agrement, nu veți trage culcat pe spate. Dacă, de cu excepția situației în care, bă, vii tu cu arma ta, ești cunoscut, da? Se știe despre tine și cunosc și eu și ceilalți colegi instructori că te pricep la așa ceva. Ca să nu te împuști în picior, să mai faci alte nenorociri. Bun. Și acum, poziția de tragere culcat pe spate. Ok. Această poziție implică lăsarea. Deci te culci pe spate, da? Te întinzi pe sol, pe spate, dar nu de tot. Adică așa. Bun. Că nu mai vezi ținta, vezi în sus cerul. E, ca să poți trage, iar bate vântul, cer scuze. Deci, va trebui să ne întindem pe spate în cea mai mare parte, ridicăm privirea, ridicăm capul, astfel încât să putem alinia aparatele de ochire, să putem trage cu arma. Și atenție, acum tragem cu armă lungă, nu mai tragem cu pistol. Cu pistol era simplu, pentru că îl țineai în mână așa, știi, bum, bum, bum. E, cu arma lungă, cu carabina semiautomată, trebuie să o proptesc în piept. În umăr. Ok. Cum vom trage? Cum arată această poziție? Uite, hai să mă întorc spre voi ca să mă vedeți mai bine. Am schimbat încărcătorul, nu am cartuș pe țeavă. Bun. Poziția de tragere culcat pe spate. V-am spus, nu mă întind foarte mult. Atenție la picioare. Nu le țin perfect drepte, da? Le țin îndoite, flexate, genunchii flexați. Și mă las un pic pe spate astfel încât să am linia de ochire vizibilă, da? Să pot ochi, să pot trage. Și aici intervine o problemă. Problema în ce privește proptirea patului armei în umăr, pentru că poziția e una inconfortabilă. Dar cu antrenament puteți reuși și o să găsiți punctul potrivit vouă. Acum, hai să ne întoarcem să executăm câteva focuri. Ok. Oh. Suflu. Gazele de la care ies prin lateral mi-au, dacă ați văzut, m-a oprit o fracțiune secundă, știi? Gazele care ies pe la frâna de gură m-au lovit în picior, dar e ok, nu-i problemă, sunt doar gaze, știi? Distanța era foarte mare. Ok, asta a fost, dragii mei, și poziția de tragere în culcat pe spate.
Deci, patru poziții de tragere explicate aici la poligonul AJVPS Galați. Până data viitoare și dacă v-a plăcut și vouă materialul, ne revedem fie pe YouTube, fie vă aștept, ne revedem sau ne vedem la seminariile staff, seminarii de tragere și antrenamente cu arme de foc, ținute de mine, exclusiv aici, la poligonul AJVPS Galați. Și mai e o poziție folosită de regulă de lunetiști, poziția asta, stai în fund, picioarele încrucișate și tragi în lateral. De aici, de la poligonul AJVPS Galați, eu am fost Broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem fie aici pe YouTube, fie la seminariile staff în poligon. Doamne ajută, numai bine și respectați legea armelor. Și nu numai. Ciao! To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of